Asta. Eram la farmacie, așteptam să-mi vină rândul și a venit o doamnă și și-a luat geanta, a pus-o pe teșghea, s-a uitat la mine și a zis... Și eu zic, de ce pufăiți, doamnă? Că eu ar trebui să pufăi. Ce? Și zic, credeți că eu stau aici de proastă? S-a uitat la mine și a zis, da. Și zic, adică m-ați făcut proastă? Și tot ea a început scandalul și a început, du-te tu în față că tu ești proastă, dar bagă-te tu înaintea mea, dar du-te tu că ești proastă. Și chestia asta mi-a amintit de mama. Când eram mică și îmi luam bătaie și plângeam, mama îmi zicea un lucru. Dacă mai plângi, te bat până taci. Și era în care-i logica, mamă? După care mi-o zicea pe aia pe care o știm cu toții, eu te-am făcut, eu te omor. Și acum că am crescut, mama îmi zice că e foarte mândră de mine și că mă iubește cel mai mult pe lumea asta. Și am zis, da, mamă, pentru că am supraviețuit.